Vun găsit la BU Facts First! Sunt Sabina Iosub. 2024 este anul alegerilor europarlamentare. Ele se vor desfășura în toate statele membre în perioada 6-9 iunie. Noi românii vom merge la urne pe 9 iunie. La fiecare 5 ani sunt aleși cei peste 700 de membri ai Parlamentului European, care îi reprezintă pe cei aproape 450 de milioane de europeni. România va avea și în mandatul viitor tot 33 de europarlamentari. Eurodeputații lucrează în numele cetățenilor, dezbat, propun și aprobă legi referitoare la problemele importante pentru viața noastră cotidiană. În 2024 vor fi aleși 720 de eurodeputați. Numărul europarlamentarilor se decide înaintea fiecăror alegeri. Numărul total nu poate depăși 750 plus președintele. În prezent avem 705 europarlamentari. După alegeri, eurodeputații alcătuiesc grupuri politice, în funcție de principiile comune. Parlamentul alege președintele Comisiei Europene și se asigură că instituțiile UE își îndeplinesc menirea așa cum trebuie. Săptămâna viitoare, la aceeași oră, vă spun care sunt diferențele între principalele instituții europene: Parlament, Comisie și Consiliu.